Izraelc, u čeku i nima kurata. Totuși, era să mi se mai piciorul și era să mergă în cepașii, căci mă uitam cu jin, ca cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. În adevăr, nimic nu trupă până la moarte și trupul ei este încărcat de grăsim. N-au parte de suferințe omenești și nu sunt doriți ca ceilalți oameni. De aceea, mândria ne slujește ca saltă și asuprire este haina care îmbălește. Li se bulbuc ochii de grăsime și au mai mult decât le-a dorit. De aceea le-a lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cele, totdeauna fericiți și smăresc bolțile. Degeaba dar ne-am curățit inima și ne-am spălat mâinile în renovațiune, căci în fiecare zi sunt lovit și toate dimineațele sunt părăsit. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ore. Până am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de pe urma celor răi. Da, tu îi pui în locul ăla nevoasă și am încercat. Cum sunt munciți în pocrită? Sunt pierduți, prăbădiți printr-un sfârșit nătrasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lupesc chipul Domnului la deșteptare. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în mănuntaie, eram prost și fără plecată, eram ca un dobitoc înaintea mea. Iată că eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și apoi mă vei primi slavă. Pe cine altul am eu în cer, afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea decât în tine. Carnea și inima pot să mi se potolească, fiindcă Dumnezeu m-a făcut pururea, stâlca inimii mele și partea mea nu știu mie. Căci iată că cei ce se depărtează de tine, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă pot de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu fac locul meu de adăpost, ca să vestesc toate lucrările tale.